Salut prieteni, ce faceți? Astăzi începem un nou vlog, dar nu un vlog de călătorie, ci un vlog de despachetare sau un vlog de cu ce mi-am cumpărat eu. Cum pe internet și pe YouTube este în trend de a cumpăra produse de pe Temu și eu vreau să fac un fel de despachetare cu ce produse de la Temu mi-am cumpărat eu. Am făcut o comandă de 100 de lei, vreo 6 produse. Le-am primit cam aproape 2 săptămâni, chiar la sfârșitul de an. Acum suntem în 2024. Salut și la mulți ani la toată lumea. Produsele le-am primit prin curier, prin DPD. Au venit, cum v-am zis, foarte repede, au venit în 2 săptămâni. Doar să trecem la despachetare. De despachetat l-am deși despachetat. Îmi pun ochelarii ca să putem să vedem mai bine. Printre cele 6 produse, unul dintre primele produse pe care l-am achiziționat este un desfăcător de avocado. Cu el se curăță foarte ușor. Are și o teacă ca să nu te tai în acești zimți. Văd că e foarte solid. Cred că se taie cu ăsta, se taie avocado. O să las eu, cum îi zice, niște filmulețe și niște poze. Se taie avocado cu această parte și cu partea asta altă, după ce se scoate ăla, cum îi zice, sâmburile, se decojește și se desface la fix. E super ok, după cum îl văd, chiar pare solid, chiar pare de calitate. Primul produs, cred că este ok. Un alt produs pe care l-am achiziționat este o rolă pe care am desfăcut-o. Este o rolă de vreo 3 metri sau de 5 metri care se lipește în loc de silicon la baie, la bucătărie, în jurul căzilor, în jurul toaletelor, în jurul ghiuvetelor, pe jos pe la pardoseală, bucătării, la geamuri. Am văzut că este super, super ok. Chiar am și făcut cu ea, dar asta e și mai mică. Chiar am și făcut niște, am acoperit toaleta, vasul de toaletă, ghiuveta și pare super, super, super de calitate. Acum să vedem și cât rezistă la apă. Dar după cum se vede, este bucata pe care am luat-o eu, rola pe care am luat-o eu, este o rolă mai îngustă. Nu știu cât are asta, 2 cm. E una mai îngustă și una mai lată. Cu toate că zăcătuși mecanic, acum nu-mi vine în minte măsura. Dar chiar hai să ne uităm. Chiar și trebuie să vă zicem prețul. Ăsta, desfăcătorul de avocado, este 4 lei. 4 lei 34. Și din ce văd eu aici, ia stai să vedem. Așa. Avocado separat. Are și de fructe, e și pentru carne, e și racletă, sunt mai multe chestii. Așa, deci a costat 4 lei. Unde am rămas? Așa, aici. Rola este de... A costat 6 lei. 6 lei 54. Și... Este... nu mi-arată, nu am aplicația montată ăsta, cum îi zice, e pe telefonul după care filmez. Dar cam așa e, cam 3 sau 5 metri și după cum vă ziceam, este 6,54. Este foarte interesantă, chiar o să las niște ori film, am făcut și un filmăreț și eu niște poze cu toaleta, vasul de toaletă și ghiuveta cum le-am lipit. Să sperăm că e super mișto să pare la cum se lipește. Acum să vedem dacă și rezistă în timp. Dacă și design pare super, super ok. O altă chestie pe care am cumpărat-o este o lanternă. Asta vreau să o folosesc eu la mine la servici. La mine la servici eu lucrez ca și lăcătuș mecanic și mai sudez cupru și folosesc și ochelari.
operația de sudură la mine la serviciu, ci îi zice brazare. Și ca să pot să brazez cât mai corect și să văd și bine, îmi trebuie un pic de lumină mai puternică. Mi-a cumpărat eu ceva, o lanternă din asta care se pune pe cap de la Leroy Merlin, dar se termină și repede, acumulatorul, cu toate că se încarcă, se termină și repede și e și, cum îi zice, nu prea are flașa foarte mare lumină. Așa că ce-am găsit aici pe Temu, asta este, hai să vă spun cât a costat. A costat 13 lei. A costat 13 lei, este cu acumulator. Asta e cutia. Am văzut că e destul de ok. Așa. Asta e cutia. Asta este lanternuța. Are și o chestie în spate în care poți să unde se lipește de cap. Am aici, așa, în cutie mai găsim încărcătorul, care este, nu e USB-C, e mini USB, așa, și cu asta de cap. Ia să vedem dacă reușim noi să o facem așa un pic repede. Haideți că am revenit. Asta este banda elastică pe care se prinde pe cap. Facem pentru prima oară, cum îi zice, cum încercăm. Parcă e un pic cam mică. A, e bine, e bine, se strânge. Și ăsta este lanternuța. Ia să ne cum să dă drumul. Cred că o să bat un pic în cameră și să sperăm că nu. Wow, ăsta e unul singur. Dacă mai apăsăm încă o dată să aprinde celelalte. Așa. Și cam atâta. Ăsta e. O dată. Mai tare. Astea sunt... Așa, în sfârșit, trebuie să vedem, ca să văd și eu. A, astea sunt toate. Așa, așa pulsează și așa se stinge. Deci asta e cea din mijloc care e super tare. Astea sunt cele patru. Și aici sunt toate. Și se stinge. Și mai are încă o, sus aici o are butonelul și lângă el portul de încărcare. La cât costă el? Cât am zis că costă? La cât costă el de puțin, la 13 lei, e super, super ok. Și să sărăm că ține și mai mult. Următorul pe listă, care încă nu am apucat să-l desfac. Următorul pe listă este o husă. O husă de lux, zice ei. Husă de lux din piele ecologică. Care imită pielea de capră. Este o husă de iPhone. Noi, eu și fata mea avem un iPhone 12. Și... chiar am zis să vedem cum e. Fetei mele nu prea îi plăcea husa. Ea pare destul de ok, nu pare foarte calitativă. Înăuntru pare mai ok, de calitativă. Are marginile care sunt care protejează telefonul. Încă nu am probat-o. Așa pare destul de frumoasă, are cu piele întoarsă. Și asta am zis că a costat... Ia să mai vedem. Asta a costat exact 16 lei. Are chestiile de butoane, are toate nebunile. Chiar pare ok. Prima dată mi se părea mie mai urâțică. Dar e frumoasă. Așa. Următorul pe listă este un ceas pe care l-am luat ca să fac suma generală de 100 de lei. E exact 37 de lei am dat pe el. Asta e telefonul, ăsta cum îi zice, ceasul. Și acum îl desfac pentru prima oară. Nu l-am desfăcut până acum. Wow! E împachetat foarte mișto. Are o husă din asta de plastic mai groasă. Și ăsta e ceasul. E negru cu un cadran mare. Așa chiar mi-a plăcut mie să fie cadranul cât mai mare. Încă nu e reglat, încă nu e dat drumul. Pare destul de mișto. Ia să vedem cum stă la mână. Și să sperăm că ține, măcar așa, un an de zile, la cât am dat pe el. Îl ținem și noi așa, când ne îmbrăcăm mai la costum sau la cămașă. O să pun la sfârșitul videoului, o să pun și poze cu ele reale. Pare destul de ok.
E ușor, cu toate că mi-aș fi plăcut să fie un pic mai greu. E ușor, dar e frumos. Are decât un singur buton de reglat și nu arată nimic altceva secundar, minutar și... Mă, nu, secundar arată, secundar, minutar și... Arată minutul, ora, secunda și nu arată data. Nu arată nimic altceva. Dar arată frumos. Chiar e mișto. Și ultimul, și nu cel din urmă, ba da, el cel din urmă, mi-am luat eu o chestie care am dat pe ea. Ea costa 172 de lei. Am uitat să vă spun că asta e prima comandă dată de Potemu și mi-a făcut o reducere, cred că de vreo 90%. Și eu chiar vreau să-mi iau pentru laptop, să-mi iau un cititor de CD-uri. Ăsta chiar așa e și zice, 6 într-unul, port USB, unitatea de înregistrare DVD, externă ultra subțire cu cititor de cititor de carduri și alte chestii. El zice că normal scrie că e 172 de lei. Dar eu l-am luat cu 17 lei. Deci nu vine să cred. Aceasta este cutia. Eu sper să meargă, eu având o grămadă de CD-uri și de DVD-uri de când aveam calculatorul cel vechi, aveam o grămadă de poze și de filmulețe pe acele CD-uri și nu știam cum să le salvez. Și zic, hai să-mi cumpăr un DVD din ăsta portabil. Chiar mi salvasem ceva în wishlist de la EMAG. Într-adevăr, cred că era vreo 300 de lei sau nu mai țin minte de la cine era. În sfârșit. Și am dat de temu și am dat de acest, cum îi zice, cititor de CD-uri sau un CD DVD portabil. Nu știu acum dacă e și din ăsta ca să și scrie. Din ce văd eu aici, compatibil cu Windows XP, din Windows 10, 11, 11 nu scrie, poate nu merge. Linux merge cu iOS, cu OS-ul. E unul din install driver, trebuie să instalăm driverul, are USB 3.0, USB 2.0, în sfârșit. Să sperăm că o să fie ceva de el. Ia să vedem cum se desface. Nu l-am desfăcut niciodată până acum. Am zis, el costă pe Temu, costă vreo 100 și ceva de lei și eu am dat decât 17 lei. În cutie găsim cablul de încărcare, care este la fel, de la USB-A la mini-USB. Am zis că e cu USB-C. Așa. Are și driver? Nu. Am văzut că are CD-ul cu driver, dar cred că ăsta o găsim pe la ei, pe internet. O cutie mai găsim. Manualul de utilizare, care e super, super mic și super neinteresant, cred că nu știu cum să-l face, și un cititor de carduri, dar cititor de carduri din ăla mic. Și ăsta în care e, cum îi zice, și aparatul în sine. El are pe față aici, pe undeva, cu el putem să și mărim porturile la calculatorile noastre. Cel puțin calculatorile, laptopurile care le găsim acum pe piață, n-au decât foarte puține porturi de încărcare. Are decât un, cel puțin al meu, are un USB-C, două USB-C și un din ăsta, cum îi zice, un jack pentru căști. Ăsta văd că are de cititor de carduri, are de USB-C, mai are un, tot un USB-C și mai are un... și ăsta cred că e... Ăsta nu știu ce e. Ăsta e USB, mini-USB. Așa, e un plastic mai subțirel și pe spate mai găsim și cum putem să-l punem la cablu, cum putem să-l legăm la laptop, prin USB 3.0, USB-A și un USB-C. Cu ăsta, pe ăsta o să-l folosesc eu și se prinde mișto în spate. Chiar e super interesant, acum să și vedem. Da, DVD, da, scrie DVD writer, cu butonel, cu chestii, cu toate chestiile. La prețul care e,
E super interesant. Acestea a fost astea ale mele de la cumpărăturile mele de pe Temu. Sunt foarte entuziasmat de el. O să mai dau chiar săptămâna asta, am mai făcut încă câteva research-uri pe Temu. O să mai dau încă o comandă. Asta, o comandă asta o să fie un pic mai mare, că mi-a plăcut cum au venit astea. Chiar mi-a plăcut de produsele care le-am primit. Acum sper să și țin. Da, că ține măcar un an de zile, ok. La prețurile care sunt, mai ales cum e ăsta, 17 lei, ceasul 16 lei, toate care sunt super, super ieftine. Să sperăm că și celelalte lucruri care o să le cumpăr o să fie destul de ok și să vină cât mai repede ca să pot să le pun pe internet și să le pun pe YouTube să le vedeți și voi. Ce mi-am mai cumpărat eu aici, dar asta nu sunt cumpărături, ce mi-am pus aici, de ce le-am pus aici, este două boxe de la Alexa. Una am primit-o cadou de la firma unde lucrez eu. Îi spune EcoPop. Chiar o am instalată și sunt super entuziasmat de ea. Chiar mi-am legat la ea un dezumificator care l-am chiar am făcut eu review la mine pe site, pe YouTube și am o să pun un link în descriere despre dezumificator. Merge super mișto, îi dau să deschidă, îi dau să închidă, se închide, se deschide. Plus m-am mai cumpărat eu încă un termostat. Îi zice termostat ambient inteligent de la Eco Smart, care ăsta vreau să-l montez la centrală și o să fac și centrala, o să fac smart, o să controlez, pot să o controlez din Alexa, pot să o controlez din telefon, de oriunde din lume, o să fie super interesantă. Așa, și pentru că mi-a plăcut și ascult și muzică la ea în ăsta, cum îi spune, în casă, cel puțin aici în dormitor, am mai luat una de la un băiat, tot o boxă de la Alexa, e altă deschisă, e mai deschisă, pe care o vreau să o montez în bucătărie, să o pun, să o instalez în bucătărie ca să-mi dea muzică și acolo. Plus că pot să-mi controlez casa de peste tot, și din sufragerie și din gadgeturile casei, nu casa. Să controlez gadgeturile casei de peste tot, și din bucătărie și de peste tot. Chiar următoarea comandă după Temu, chiar o să fie niște becuri inteligente care vreau să le folosesc tot așa prin să se închide, să deschide prin Amazon. Încă un bec ca să cu din ăla, cum e aici, cu senzor de mișcare și multe alte chestii cu care voi reveni. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut tot ce am despachetat astăzi și o să revin cu alte chestii destul de interesante. Mulțumesc, la revedere!